Motiv de mândrie pentru elevii, dar și pentru cadrele didactice ale Colegiului Tehnic Nicolae Titulescu din Megidia, după ce doi elevi au obținut primele locuri la etapa județeană a concursului național, sesiunea de referate și comunicări ale elevilor din învățământul liceal. Elevii au fost coordonați de profesorul de istorie Adrian Ilie. Cei doi elevi sunt clasa a 10-a, la profilul economic. Au lucrat aproximativ un an de zile la aceste materiale, le-au prezentat foarte bine și, drept urmare, a venit și rezultatul, care este unul meritoriu pentru noi. Elevul Alexandru Burloi a reușit performanța de a obține locul întâi la acest concurs. El și-a ales ca temă Divizia de Voluntari Sârbi din Dobrogea și Corpul Medical Scoțian din 1916. Ne-am ales această temă pentru că suntem dobrogeni și această campanie s-a realizat în Dobrogea, în mod special, și mai ales în Megidia, în orașul nostru, aici fiind primul spital de campanie al acestor asistente, și pot spune că acesta a fost un mic moment de glorie al Dobrogei. La rândul său, Monica Cucovici a obținut locul 2 la concurs cu tema Personalități militare în anul 1916. Aceste personalități sunt importante pentru țara noastră, adică au luptat pentru țară și mie mi se pare destul de important. De asemenea, revista Colegiului Orizonturi Liceene a obținut locul întâi la etapa județeană a concursului național de reviste școlare. E o mare onoare pentru noi, o mare mândrie. Revista noastră are o tradiție în spațiul învățământului dobrogean. Anul trecut, la fel, am obținut premiul întâi la concursul regional Aproape de Voi, organizat de către Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu. Iar anul acesta, marele premiu la faza județeană, premiul întâi și intrarea în faza națională. Avem emoții, dar sunt convinsă că revista școlară realizată de elevi sub coordonarea profesorului Balan Cornelia nu ne va aduce măcar o mențiune la nivel național. Cei doi elevi din Megidia s-au calificat la etapa națională a sesiunii de referate și comunicări ale elevilor din învățământul liceal, care va avea loc la vară.